Felicitări pentru, pentru echipa dumneavoastră, pentru victorie. Ați fost la meci? N-ați fost? Nu, nu, nu. Păi, jucătorii, stafful trebuie să felicitați. Ok, da. Pentru echipa pe care o finanțați, am spus. Nu pentru dumneavoastră, că ați fi câștigat meciul, da. Dar cum ați văzut? Ați văzut meciul, mă gândesc, nu? Bineînțeles. Cum vi s-a părut? Un meci frumos, așa cum ar trebui să fie toate meciurile. Ok. Cu miză, cu determinare, cu încrâncenare. Vorbeam mai devreme că Dinamo a arătat echipa de play-off în seara, ca o echipă de play-off în seara asta și FCSB ca una de play-out. De ce însă Dinamo nu e în play-off? Nu vreau să comentez FCSB sau despre FCSB. În schimb, pentru mine e un mare, să zic, o mare dezamăgire și o mare mirare că lot am avut și avem fără discuție de play-off. Dar nu înțeleg de ce nu am... sau de ce am ratat acest obiectiv. A fost un cumul de factori, printre care și, nu știu, ce părere aveți, specialiștii, ce spun? Când dai 6 minute prelungiri, te mai duci până la 10 minute, cum mi se pare normal, și adică... au fost și probleme de ale echipei, să zic, s-a stricat climatul în vestiar, în perioada trecută am pierdut puncta Iura și arbitrii ne-au ciupit destul de mult, dar asta este, din păcate, ei sunt Dumnezei și noi suntem niște oameni care băgăm bani și ne, să zic așa, ne ofticăm, ne supărăm, ne agităm degeaba. Să înțeleg, deci că sunteți, nu înțelegeți de ce Feșnic a prelungit prima repriză până la momentul penaltiului. Păi, nu știu. Nu, aici asta discutam și noi, n-am înțeles exact. Luis, aici se face următoarea discuție. La pauză a intervenit Lucian Goian, fostul fotbalist și al lui Dinamo în decursul carierei sale. Cum să spun, nouă nu ne era foarte clar că erau proaspete lucrurile, dar încercăm să explicăm lucrurile oamenilor ca să înțeleagă. Nu știu dacă e justificată sau nejustificată, dar în momentul în care se întâmplă cu Perovici, ce se întâmplă? Cronometru arată 44 și ceva, da? Bun. În, nu știu, mai erau de jucat. E o întrebare pe care eu mi-o pun. Da, trebuie să le judecăm exact cum sunt. Nu, că nu mă refer doar la acum. Era strict o întrebare. Au mai fost mai multe faze discutabile unde încă vreo 3 fauluri clare la... la jucători de-ai noștri, mai ales la Fabrinio, care... Da, nu mai contează. Ziceam așa ca și idee, un cumul de factori care, din păcate, a făcut să nu fim în play-off. E frustrant după o victorie ca asta să te pregătești de play-out? Așa, nu numai după o victorie. Având un lot foarte bun, având un buget foarte bun, să nu mergem în play-off, e mare păcat. Și așa o echipă și așa un club. Da, asta este. Două chestii vreau să vă întreb, domnule Negoiță, iertați-mă, două chestii vreau să vă mai întreb. Unu, voiam să vă întreb legat de, nu știu dacă ați văzut imaginile de aseară din cantonamentul celor de la FCSB, cu Mihai Stoica scandând niște trivialități împotriva echipei pe care o finanțați dumneavoastră. Niște chestii filmate, Mihai Stoica și jucătorii față în față cu galeria celor de la FCSB care și a venit. Ce ar trebui să spunem? Nu știu, vreau să vă întreb dacă ați văzut imaginile și dacă le-ați văzut, cum le comentați. Nu, am auzit, am citit ceva, dar de ce credeți că mă retrag? Vreau să vă întreb o chestie, dacă directorul sportiv al lui Dinamo ar fi făcut chestia asta, dumneavoastră ca finanțator, ar fi scandat împotriva celor de la FCSB, era filmat. Cum ați fi reacționat ca finanțator? Niciodată, orice s-ar întâmpla, nu aș fi de acord cu... Acum nu pot să le pun mâna la gură, sper să nu se întâmple, dar nu pot fi de acord cu lucruri și cu lucruri reprobabile, cu derapaje, pentru că suntem oameni civilizați, lăsând la o parte rivalitatea, asta e una, restul trebuie să fim decenți, trebuie să fim, dar la ce să ne așteptăm? Corect. Dar încă o chestie vreau să vă întreb. Discuțiile pentru preluarea clubului, ce se mai aude despre această situație? Nu știu, așteptăm. Momentan văd că suporterii s-au mobilizat, suntem destul de aproape să facem suma pentru licență, ceea ce e, zic eu, foarte important. Sper să
se materializeze și un, să zic, un transfer către un proprietar, finanțator principal, care să-și asume principala sarcină și financiară și organizatorică. Au mai progresat discuțiile cu acei investitori, potențiali investitori? Da, da, da. Da, ah, da. Deci au mai progresat discuțiile, au mai avansat. Ceva reprezentanți la meci. Ok. Vă întâlniți cu ei sau v-ați întâlnit cu ei în zilele trecute? Ne puteți spune asta? Nu. Dar nu, că nu trebuie neapărat să... Oamenii din club își fac treaba. Există vreo legătură între acești finanțatori invocați și care se aude că ar fi ajuns în seara asta la meci și domnul Claudiu Florică? Pe filiera respectivă. Ah, deci există. Filiera respectivă mai departe de domnul Claudiu Florică sau mai aproape îl include sau duce și spre domnul Badea? Nu despre el e vorba. Am înțeles. Duce... Că a fost la meci. Nu, ci despre ceilalți. Filiera duce sau are conexiuni și cu domnul Nicolae Badea? N-am auzit treaba asta. Nu, adică nu cred. Nu există niciun indiciu. Domnul Florică, partenerul nostru de discuții, de la un moment dat, este adevărat că este fiul generalului Florică, fostul șef al gărzii financiare din anii 90? Nu fac parte din sistem să pot verifica lucrurile astea.